Multe salutări din nou! Bine v-am regăsit, prieteni minunați! Bun venit tuturor și bine ați revenit pe acest canal! Zarzărul, denumit regional corcoduș sau boambe, este unul din cei mai populari pomi de grădină. Este foarte rezistent, face fructe multe în fiecare an, este îndrăgit atât de oameni cât și de insecte, datorită florilor sale minunate, care sunt una dintre primele povești de primăvară. Fructele au aromă intensă, dar sălbatică, zveltă, dar profundă în același timp. Se fac și se coc mai devreme sau mai târziu, în funcție de zonă. Din zarzărele acre se fac diverse fierturi și bulion pentru iarnă, iar din cele coapte, când pulpa devine aromată, dulce și fină, se pot face compoturi, lichioruri, țuică, gemuri, marmeladă. Dragi prieteni, pentru că mulți dintre voi m-ați rugat să vă spun cum prepar eu bulionul de zarzăre pentru iarnă, în materialul video de azi am să vă împărtășesc o rețetă pe care o îndrăgesc foarte mult, un mod în care eu prepar bulionul de zarzăre în fiecare an și sunt foarte mulțumită de rezultat. Rezistă perfect pentru iarnă. Așadar, dragi prieteni, astăzi bulion de zarzăre pentru iarnă, rețeta pas cu pas cu toate secretele. Vă rog să mă urmăriți până la final ca să nu ratați vreun amănunt important, iar rețeta să iasă perfectă. Procedăm în felul următor. După ce adunăm zarzărele, le culegem când sunt aproape coapte, pârguite, le alegem pe cele bune. Ca să facem bulion, trebuie să culegem zarzărele după ce își formează sâmburele și încep să se pârguiască. Așa bulionul nostru va ieși potrivit de acru. Se poate face bulion și când sunt verzi, dar va ieși foarte acru. Eu prefer să adun când încep să se pârguiască. Așadar, facem cum dorim, după preferință. După ce culegem zarzărele, le curățăm de codițe, frunzulițe, le alegem pe cele bune, fără păr stricate sau burdușite, apoi le spălăm cu apă rece. După ce le spălăm, le punem într-un vas. În funcție de câte fructe avem, alegem vasul potrivit. Cratiță, oală, ceaun, indiferent în ce alegem să punem, important este să aibă fundul gros dublu. După ce punem în vas, adăugăm apă rece pe sfertul lor pentru a începe fierberea. Dacă punem apă multă, pe jumătatea lor sau să le acopere, durează mult până scade bine, ore. Apoi le punem la foc potrivit și lăsăm să fiarbă până când încep să se separe sâmburii de pulpe. Între timp, trebuie să înlăturăm spuma care se formează pe parcurs. Mă repet, fructele trebuie să fie acrișoare, nu coapte. Folosim bulionul la acritul ciorbelor. Dacă sunt deja coapte, facem gem, marmeladă, compot. Nu trebuie să fie coapte, dar nici foarte fragede, cu sâmburele alb amar. Când vedem că sunt cum trebuie, oprim focul. Lăsăm puțin să se răcorească, apoi scurgem lichidul. Fructele rămase le pasăm intens printr-o sită. O strecurătoare mai mare, un ciur. Trebuie să separăm pulpa de sâmburi și pielițe, cojile fructelor. Această treabă este cam migăloasă. Trebuie să avem răbdare. Durează ceva timp, dar credeți-mă, merită efortul. Thank you.
După ce terminăm, pulpa fructelor obținută o punem înapoi în vas peste zeama în care au fiert și le amestecăm bine. Acum trebuie să vedem cât lichid avem. Pe fiecare litru vom pune o lingură mare rasă sare de mare sau sare grunjoasă neiodată. Eu aici am 6 litri, așadar am să pun 6 linguri de sare. Acum punem din nou la fiert la foc mic până scade bine, până când vedem că obținem o consistență mai groasă, să nu fie apoasă. În tot acest timp amestecăm din când în când să nu se afume și luăm spuma dacă face. Când vedem că este gata, în borcanele spălate, curate, sterilizate, așezate pe o tavă metalică, punem bulionul fierbinte. Apoi punem bine strânse capacele. Dragilor, bulionul meu este gata, au ieșit 6 borcane de 370, exact cât trebuie. Să știți că este extraordinar, minunat pentru a acri ciorbele și de a da gust preparatelor care dorim cu el. Mie, sincer, îmi place atât de mult gustul lui încât îl mănânc cu lingura. Dacă bulionul nostru este scăzut bine, exact cum trebuie, nu o să avem surprize, nu facem mucegai pe deasupra, nu fermentează, nu se strică absolut nimic. Rezistă foarte bine și fără cuptor, baimarin sau aspirine. Este natural 100%, mie mi-a ieșit perfect, exact ce trebuie. Nu are nevoie de baimarin sau cuptor. Rezistă fără probleme foarte mult în timp, mai bine și de 3 ani. Dar dacă ne temem că nu am făcut cum trebuie, atunci în acest caz se poate pune la baimarin timp de 30 de minute sau se poate da la cuptorul preîncălzit 7 minute. Apoi se lasă în cuptor focul stins până la răcirea completă. Se etichetează și se pune în cămară beci. Este bine să stea la loc răcoros întunecat departe de razele soarelui. Eu prepar acest bulion de ani de zile, am făcut și cu sare sau apă mai puțină sau mai multă și nu fiert atât de mult. A ieșit și a ținut foarte bine. Dar rețeta pe care v-am împărtășit-o azi este preferata mea pentru că iese exact ce trebuie. Un bulion de zarzăre tradițional exact așa cum îl făceau bătrânii. Sper să vă placă și vouă și să o încercați. Dacă aveți posibilitate, aveți de unde să culegeți zarzăre, nu lăsați să treacă perioada lor fără ca să faceți acest bulion atât de minunat. Să vă fie de folos! Acest bulion este un preparat popular care oferă o mare varietate de vitamine, minerale și antioxidanți puternici. Are beneficii numeroase pentru sănătate. Bulionul făcut în casă se prepară ușor și rezistă bine în cămară, fără conservant. Atât culoarea frumoasă, cât și gustul autentic al zarzărelor se păstrează proaspăt pe o perioadă lungă de timp. Zarzărele atât verzi cât și coapte sunt un aliat prețios al sănătății. Culese și preparate cu mare drag, garantează cel mai bun gust. Vor da un plus de savoare ciorbelor, mâncărurilor la care dorim să îl punem. Nimic nu se compară cu gustul proaspăt, aromat și deosebit al bulionului de zarzăre. Dragi prieteni, vă doresc spor la treabă, să vă iasă un bulion de zarzăre minunat și sănătate, că e mai sfântă și mai bună decât toate. Ne revedem în următorul videoclip pe acest canal. Pe curând!